Am onoarea să vă salut, dragi prieteni, sunt Cristian Român și vă invit să călătorim prin lumea scepticismului. Ei, fraților, nu știu cum să zic, îmi venea să folosesc niște cuvinte mai tari. Am primit, nu apropiați, doar vă arăt așa, am primit în cutia poștală. În cutia mea, poștală și personală. Nu mi era adresat mie, toți vecinii mei și bănesc că în toate blocurile s-a primit același fluturaș, un fluturaș important, care se ocupă despre un subiect pe care l-am abordat adesea în cadrul acestei emisiuni. Este mai bine să previi decât să tratezi. Suntem anunțați aici. Fă-ți acum un set complet de analize folosind cea mai nouă tehnologie, semne exclamări. Ghiceți care e noua tehnologie? Da, știu, știți, bănuiesc că știți, poate nu cunoașteți chiar numele comercial al noii tehnologii, dar bănuiesc că v-ați dat seama cumva că este vorba despre biorezonanță. Nu o să primiți aici în cutiile poștale niște fluturași de tipul acesta în care eu știu să vorbească de tomografie, de mai știu eu ce, cum se numește, ecografie sau mai știu eu, alte sisteme de analiză științifică, serioasă. Nu, pseudoștiința are nevoie de fluturași care să fie răspândiți în cutiile poștale. De obicei le primeam la metrou și cred că am acasă. Dacă le-aș fi păstrat, aș fi avut o colecție destul de bogată. Este vorba despre biorezonanță, într-adevăr. Este vorba despre tehnologia CIO, despre care am vorbit de multe ori în emisiunea asta. Mă gândeam, mai vorbesc o dată. Poate mai vorbim o dată așa, dar la începutul anului viitor, care poate să depisteze, afecțiuni ale aparatului cardiovascular, aparatului respirator, aparatului digestiv, stați că suntem lămuriți aici, stomac, duoden, intestin ficat, vezică biliară, pancreas, aparat urogenital, sistem endocrin, sistem organe de simț. Deci dacă cumva, afecțiunea ale organelor de simț, deci dacă cumva nu v-ați dat seama că nu vedeți bine, băi, asta imediat, cum se numește, biorezonanța asta imediat vă spune, a, păi sunteți miop, imediat, pune electrozii, ai aflat că ești de miop, sensibilitate și așa mai departe. Grav este, nu știu dacă și alaltă aveau, trebuie să îmi revăd emisiunile, spune că s-a atestat de Ministerul Sănătății. Eu nu știu acum dacă este atestat sau nu de Ministerul Sănătății. Dacă ar fi atestat, e grav. Dacă nu e atestat, e la fel de grav. De ce zic că mi-am dorit că e atestat de Ministerul Sănătății? Pentru că, așa cum v-am prezentat și în emisiunea în care m-am ocupat foarte polar de subiectul acesta, deja dispozitive similare sunt interzise a fi importate în Statele Unite de către organismul care controlează asemenea dispozitiv. Și chiar există, cum să zic eu, procurorul șef al statului Washington, știți povestea, chiar a cerut FDA-ului să întreprindă o anchetă nu numai asupra importurilor, ci și asupra site-urilor care promovează asemenea năzbâtii. Mai țineți minte ce făcea CIO? Este cel mai avansat sistem, o tâmpenie, nu e adevărat, descoperită de Dr. William Nelson, corect, William Nelson, ci că l-ar fi descoperit, cercetător în cadrul NASA. Minciună sfruntată. El a lucrat, practic, într-o companie care făcea niște mici componente pentru cei de la NASA. A lucrat acolo. Nu știu cum să fac o comparație, dar vă dați seama ce să mai zic. Peste 20 de ani de cercetări clinice în Germania și SUA, minciună sfruntată, tehnologie folosită de armată și serviciile spațiale americană și așa mai departe. Minciuni sfruntate, garantat mincinoase. Aici este o problemă. Nu știu, parcă avem noi un organism. Nu un organism, un organism din acesta, public, al tuturor, care se numește protecția consumatorilor, care ar trebui să se autosesizeze sau nu ar trebui? Sau ar trebui? Trebuie să facem noi reclamații?
Nu, ar trebui să se autosesizeze pentru practici medicale frauduloase. O consultație e la ofertă, e ieftin ca la Balamuc, 70 de lei. E promoțional. 70 de lei. E drept, trebuie să te programezi, e complicat. Vreau și eu ce trebuie să fac, programează-te, spune. Eu când răznesc, cum zic de fiecare dată, domnilor, dacă vreți să vă duceți să faceți asemenea consultații și vă prisosesc ăștia 70 de lei, veniți că vă consultez. Spuneți-mi ce boli vreți, vi le diagnostichez, nu e niciun fel de problemă. Niciun fel, dau în bobi. Am niște tehnici de-astea mult mai evoluate, mult mai avansate. Bine, eu n-am să fiu crescut. Dar, în schimb, domnii aceștia, să știți că fac bani frumoși. Între timp mai apare pe la Zero Televiziune câte un pic așa, dar mă rog, o să ne ocupăm puțin acolo că a apărut o chestie mult mai sofisticată. Nu mai e vorba de gigel ăsta William Nelson, ci despre biorezonanță germană. Dacă e germană, e pe bune, ca să mă exprim așa. Ne întoarcem acum în zona aceasta a apei, pentru că uitați aici ce etichetă frumoasă am, haideți să o vedem. Doamne, puteți să vă cumpărați o cutie de apă din aceasta deshidratată, apă deshidratată. E foarte simplu. Deci ai nevoie de apă, nu peste tot găsești apă. Deci golești conținutul într-un galon de apă, asta înseamnă vreo 2 litri jumătate de apă, și amesteci până se dizolvă, nu? Ca să obții apa respectivă, îl răcești, nu-i așa, și îl servești. Ei, bineînțeles, este o glumă, dar cred că pot să revin în cadru, cred că am putea să facem, să o punem de o afacere și să vindem noi această apă deshidratată, așa că e frumos. Mai țineți minte că a fost la un moment dat și o farsă cu monoxidul de dihidrogen. Pe la primele noastre emisiuni v-am povestit despre scandalul creat de monoxidul de dihidrogen care nu așa stârpește populația planetei. Nu? N-ați prins? Ia căutați voi pe net că o să găsiți. Între timp au apărut multe comentarii, multe articole drăguțe în acest sens. Și vreau să-mi aduc lumină într-un caz. Vedeți dumneavoastră în urmă cu două săptămâni, v-am prezentat secvență dintr-o emisiune în care apa putea fi energizată. Când a fost atunci cupendul, mă țineți minte, cupendul. Când apa putea fi energizată, când apa pentru a căpăta, spunea un domn profesor universitar, doctor, că pentru a fi apa benefică, pentru ca ciorba, așa cum spunea domnia sa, să aibă gust bun, trebuie să miști, să învârți, să amesteci apa în sens contrar a celor de ceasornic. Doamnelor și domnilor, permiteți-mi să vă dovedesc că nu este așa. Cum? E nevoie de dovadă? Păi avem o dovadă, domnilor. Avem o dovadă atât de clară încât nu mă pot abține să nu vă prezint, deși emisiunea ca atare din care... Abia acum am găsit, o văzusem, dar abia acum am găsit secvența video, a fost difuzată de televiziunea publică. Dovada ca atare, cum că domnul profesor Vestar Doctor se înșelase și că apa trebuie amestecată în cu totul alt fel, a fost prezentată pe televiziunea publică, repet, în urmă cu câțiva ani. Și acolo era vorba despre apa care trebuie energizată. Domnilor, nu aveți nevoie de carafe din acelea speciale, nu aveți nevoie de știu ce dispozitive din acelea tahionice. În schimb, aveți nevoie de un pahar obișnuit, de o realizatoare de emisiuni TVR și de un astrolog. Este adevărat, astrologul cu pricina este și numerolog. Îți poate analiza destinul numai pe baza numelui tău. Știință curată, domnilor. Nu știu de ce nu s-a prezentat în această emisiune pe burtieră, nu scria numerolog și a devenit într-o dată astrolog. Dar vedeți dumneavoastră, pseudoștiințificii, totdeauna sunt polivalenți. Ei stăpânesc toate unghierele pseudoștiinței. Nu se pot opri numai la una dintre ele. Dar haideți să vedeți dovada clară, definitivă și ultimă și supremă a faptului că ce ne-a spus domnul profesor, mister doctor, inginer, era complet
dar complet greșit. Repede, repede. Să le explicăm repede celor de acasă. Energizăm apă. O terapie simplă pe care să o folosească în fiecare zi pentru întreținerea sănătății, iar pentru cei care au ceva, un plus de kilograme, să slăbească fără, dacă n-au posibilitatea să facă o dietă, să țină o dietă, să stabilească o limită de sănătate, începând cu această miere, în care putem să punem foarte bine sucul de la două lămâi, cu două, trei zile înainte, iar în fiecare dimineață luați o linguriță de miere, maximum două pe stomacul gol, iar acest pahar de apă care trebuiește băut după ce ai luat lingurița de miere, din cantitatea de 200-250 de mililitri, să încercăm să înghițim de cât mai multe ori. Recomandat ar fi ca 250 de mililitri să-l înghițim prin 70-80 înghițituri. Deci ne trebuie un pic de timp dimineața, un 15-20 de minute, ca să facem această terapie, hidroterapie. De ce trebuie să bem apa din 70-80 de înghițituri? Ce se întâmplă? În momentul când apa este băută toată odată, nu face altceva decât să aglomereze un tract. Cum energizăm apa? Să vă mai spunem un secret. În momentul când ați luat apa, ca să aveți mai multă energie, vom lua, deci ținem lingurița, luăm un punct de reper și spunem că numărăm 1, 2, în sensul acelor de ceasornic, de 40 de ori, da? Când am ajuns la 40, am zis stop, am scos lingurița și ne întoarcem înapoi, 1, 2, 3. O metodă la îndemână, pentru că în ediția de astăzi am adus foarte multe lucruri pentru acasă. Da. Ați văzut, lucrurile sunt mai complicate. De fapt, ca să fie și mai complicate, eu aș fi zis, nu, de 40 de ori în sensul atriului de ceasornic, de 3 ori în sens contrar, de 7 ori din nou în sensul acelui de ceasornic, respectând, eu știu, eventual, regulile șirului Fibonacci și alternezi într-o pată, într-alta. Aici ați văzut, nu a intrat și folosirea rugăciunilor, folosirea textelor tip îți mulțumesc, apă, e mult mai simplu. Vedeți, asta este adevărul. Nu știu cum își permit tot felul de personaje să dezbunească în lumea aceasta pseudoștiinței. Știu, o știți deja. Orice este posibil, orice afirmație este posibilă, orice năzbâtie, îndrăznesc eu să zic, este posibilă. Vedeți, dumneavoastră, am aici o bucată de hârtie cam măzgălită, e așa. De ce? Mă uitam la televizor. Întâmplător, dădusem pe zero televiziunea. Cu totul întâmplător, parol de onor. Cum să spun? Pur și simplu primisem un mail în clipa în care butonam la televizor și m-am lăsat, că tot era pe OTV, am lăsat acolo și m-am dus să citesc mail-ul. Da, urechea mea, care e, cum să zic eu, e ascuțită, e aude foarte bine, a auzit o chestie legată de terapia prin oxigen. Era acolo o doamnă care spunea prin viu grai și într-o limbă română, fără de cusuri, spunea că concentrația de oxigen din atmosfera terestră s-a dus naibii. În urmă cu mai bine de 100 de ani, așa, circa 100 de ani, era oxigen în atmosfera terestră nici mai mult, nici mai puțin de 49%. Vedeți o cifră exactă. Dacă e 49, nu 50, nu 40, 49%. Și acum această concentrație de oxigen a scăzut la 21%. Dintr-o dată m-a cuprins spaima. Este adevărat, continua emisiunea cu terapia bazată pe oxigen. Mă rog, niște năzbâtii, nu voi insista asupra lor. M-am repezit, normal. Am simțit nevoia să mă documentez și să caut, să văd dacă pe net e pusă emisiunea cu pricina. O asemenea informație trebuie anunțată nu națiunii acestea de origine daco-romană, ci este o chestie care trebuie anunțată planete întregi. Nu, n-am găsit, poate o să o pună ceva mai încolo, dar în schimb, și aici va trebui să avem o discuție mai lungă, am văzut o serie de emisiuni dedicate acestei terapii bazate pe oxigen, în care, haideți să vedeți ce se spune.
Oxigenul este într-adevăr una dintre cele mai importante forțe care dau viață organismului. Să vedem mai întâi care este importanța acestui element în atmosferă, în aerul pe care îl respirăm. Este un sfert din aerul pe care îl respirăm, restul este azot și pe urmă mici alte elemente, multe dintre ele dăunătoare în ultimul timp, datorită poluării, datorită încălzirii globale care s-a produs în ultimele decenii. Lucrul acesta a fost pus în evidență de câteva zeci de ani prin măsurători în calota glaciară. S-a constatat că în urmă cu mii, zeci de mii de ani, nivelul oxigenului în atmosferă avea o proporție de 40-50%. În zilele noastre a ajuns ca media planetară să fie de sub 20%, mai exact 18%, și în marile orașe chiar 16%. Printre acestea se numără Tokyo, Londra, New York și Bucureștiul se apropie vertiginos de acest procent foarte... foarte jos, pentru că la nivelul de 7% deja se instalează hipoxia și decesul. Practic, viața nu mai poate fi întreținută sub acest procent. Orice procent mai scăzut în atmosferă își pune amprenta asupra sănătății noastre. Și atunci ce este de făcut? Trebuie să corectăm această carență de oxigen în atmosferă. Și pentru că în aer a scăzut foarte mult cantitatea de oxigen din cauza poluării, avem cu atât mai mult nevoie de astfel de suplimente nutritive. Aerul pe care îl respirăm noi acum este infinit mai sărac în oxigen decât pe timpul bunicilor noștri, când erau mai puține boli degenerative și când viața era altfel. Da. Am luat din două emisiuni diferite. Puteam să mai iau citate similare din mai multe emisiuni, dar cred că acestea două au fost de ajuns. Vedeți, vine domnul și ne spune că în prezent concentrația de oxigen e 18%. Nu, nu este 18%, îndrăznesc să zic că este aproape 21%. O diferență de 3%, dar m-a zis că fiecare procent contează. Că deasupra orașelor a scăzut la cât? Nu mai știu la cât ajunsese. Chiar la 16% și ne apropiem și noi vedem niște năzbetii incredibile, iar domnișoara care a încheiat fastos întregul discurs era, v-am spus, dintr-o altă emisiune realizată de aceeași echipă. De fapt, spunea că acum oxigenul din atmosferă este infinit mai puțin decât oxigenul pe care îl aveau la dispoziție strămoșii, bunicii noștri, care pe vremea aia nu sufereau de boli degenerative. Mă rog, mureau ceva mai devreme, nu apucau să degenereze. În urmă cu mii, zeci de mii de ani, ne anunță stimatul domn, concentrația de oxigen în atmosferă, nu mai știu cât a zis că era, 49%. Poate duduia pe care am văzut-o eu duminică, încurcase miile cu sutele. Mă rog, contează mai puțin. Dar haideți să vedem cât este concentrația de oxigen în atmosfera terestră. Am aici valoarea standard, da, compoziția atmosferei terestre, un tabel plicticos, remarcați. Oxigen 20,95%, nici de cum 18%. Și vedeți, avem și concentrația de ozon care variază vara și iarna. Dar cum a evoluat? Cum a evoluat concentrația de oxigen din atmosfera terestră? Pentru că, într-adevăr, au existat perioade în istoria geologică, subliniez, a planetei, în care concentrația de oxigen a fost mult mai mare. Este adevărat. Am aici un grafic extras din lucrarea oxigenarea atmosferei și oceanelor de Harry Holland. Este o lucrare care a fost publicată de către Royal Society. Este cea mai, cum să zic eu, veche academie de științe din lume. Remarcați dumneavoastră, într-adevăr, acest oxigen, avem valorile maxime și valorile minime, pentru că există niște erori de
măsurare, de determinare. Și între aceste două valori, să zicem că s-ar situa. Deci undeva un 35% și aici aș avea un maxim, undeva, cândva, tot așa de vreo 20%, după care a urmat o scădere. Important este acum și aliura. Ei bine, perioada aceasta de maxim când s-a produs? Când a fost acest maxim de oxigen? Linia aceasta pe care o vedeți dumneavoastră, care marchează cea de-a cincea perioadă, pentru că articolul studiază evoluția oxigenului în atmosfera terestră, este un element poluant. Plantele, prin fotosinteza lor, au poluat atmosfera cu oxigen și, iată, datorită acestui oxigen, reușim noi, mamiferele, să supraviețuim. E bine, această ultimă perioadă, perioada 5, dați să mă întorc înapoi, această perioadă, perioada 5, a început cu 540 de milioane de ani în urmă. Acest maxim, vedeți, este cam pe la jumătatea perioadei. Este valoarea oxigenului, nu acum câteva mii, nu acum câteva zeci de mii, ci acum vreo 270 de milioane de ani. Cu mulți, domnule, dar cu mulți ani în urmă. Și dacă am luat ultimul maxim acolo, local, este un maxim local spre capătul graficului, și acolo avem de-a face cu milioane de ani bune în urmă. Dar vedeți dumneavoastră, pseudo-științificii servesc aceste argumente fără niciun fel de problemă. Dar problema este, din punctul meu de vedere, una mai gravă. Nu că apar personajele acestea din când în când la televizor. Problema e că ei sunt prezenți săptămână de săptămână și nu numai la Zero Televiziune, ci și pe alte posturi de televiziune. Ei fac o campanie. Îi fac o campanie de promovare și de idiotizare, aș îndrăzni să zic, prezentând informații complet anapoda. Nu intru în zona medicală, am intrat strict în zona aceasta care ține, eu știu, de geologie, de istoria atmosferei, pământului. Dar ei sponsorizează, de fapt, aceste emisiuni. Constat în ultima vreme că și o... Dar acolo apare pe ecran, aici nu apare ca sponsor. Constat în ultima vreme că cel puțin două posturi de televiziune au câte o emisiune sponsorizată de către un mare producător de produse homeopatice. Chiar în urmă cu ceva vreme am văzut homeopatia pentru tratamentul autismului și pentru eliminarea metalelor grele. Oh, ce cuvinte grele îmi vine să rostesc! Dar firma respectivă poate să sponsorizeze emisiuni, poate să apară pe bannerul emisiunii, emisiune sponsorizată de, nu dau nume, de ce firma de medicamente nu pot să apară. Nu, doamne, stați, nu vă grăbiți. Nu cred că ar trebui firmele de medicamente să sponsorizeze vreo emisiune. Nu, 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 nu. Și nici să fie reclame la medicament. Dar homeopații, și, mă rog, toți vindecătorii ăștia, vin și propun soluții la probleme medicale. Homeopații afirmă, de fapt, că leacurile, poțiunile lor magice au efecte medicale. Ei de ce au voie să-și facă reclamă? Oare de ce? N-ar trebui să aibă acela statut cu? În ultima vreme, repet, apar din ce în ce mai multe emisiuni care de fapt sunt un fel de teleshopping-uri fără a fi anunțate ca atare. Apare, la, mai apare cât a scris, această emisiune conține plasare de produs. Ah, dar nu știi care sunt ale. Ori chestia asta cu oxigenarea moleculară, oxigenarea, vai de... Cum se măsoară oxigenul celular? Cu puls oximetru, afirmă și domnișoara, și nenea acela pe care l-ați văzut și o altă doamnă. Nu, puls oximetru. Eu am lucrat, mă rog, m-am ocupat, dar foarte colateral așa, de puls oximetru. Unde cercetam eu ce cercetam? Prietenul meu făcea un puls oximetru. El măsoară concentrația oxigenului din sânge, de-aia și zice puls oximetru. E cu totul altceva. Nu în celule. Și mă rog, sunt anumite afecțiuni care se manifestă printr-o oxigenare mai sărăcăcioasă. Mi se arată semnul de 5 minute. Mai avem un subiect. Mai avem un subiect. Mă rog, nu vreau să intru iarăși în detalii, dar lucrurile sunt grave. Vedeți dumneavoastră,
șarlatanii au voie să se exprime pe larg în emisiuni de televiziune, în timp ce emisiuni medicale propriu-zise, în care nu neapărat să se prezinte, eu știu ce soluție medicală, ce soluție de tratament. Nu, Doamne ferește. Deci nu, iarăși nu cred că ar trebui să fie reclame la medicamente ca tare, ci o prezentare a eventualelor soluții pentru diferite maladii. Dar soluții bazate pe știință, nu bazate pe șarlatanie. E, apropo de șarlatanie, plecând de la emisiunea aceea cu apa, v-am spus că era o doamnă cercetătoare. Apropo, am văzut cum ar veni. Era 9 noiembrie, o emisiune foarte bună la unde a fost aia cu apă, o emisiune în care, într-adevăr, s-a invitat niște oameni meseriași, se discuta problemele cu alimentele, cu modificările genetice, nu intru în detaliu, dar jos pălăria, o emisiune foarte bine făcută. Dar revenind la doamna cercetătoare care mai era în emisiunea cu apa, am aflat dintr-un ziar online că ea are un dispozitiv creat de ea, care pacienții au viziuni și călătoresc în timp, acesta e titlul. De peste 20 de ani, LB, astea sunt inițialele cercetătoare, cercetează ce să facă și ea, cu pasiune acest fenomen. Totul a început într-unul din laboratoarele fostului Icechin, deci lucra la Icechin, când tânăra cercetătoare, pe atunci, nu mai cercetătoare tânără, pe acum, a inventat pe baza piramidei energetice o antenă pentru unde cosmice. Vă dați seama, domnule? O antenă pentru unde cosmice. Într-o pictură, mă iertați, găsită într-una din piramidele la Gizeh, faraonul era așezat într-un anume mod, iar elementele din care era făcută corana și dispunerea lor, în general ansamblu decorațiunii, au avut pentru mine o anume semnificație. Vă dați seama, domnule, că toate marile figuri ale științei au momentul acela de inspirație care reprezintă o anumită semnificație. Atunci mi-a venit ideea. O voce lăuntrică mi-a spus să nu renunț. Bănesc că era vocea Îngerului Păzitor sau chiar vocea inspirației, de ce nu? Și am continuat. Și a continuat ea, a confecționat o coroană asemănătoare cu cea a faraonilor, de la piramidă pleacă mai mulți conductori care au la capăt bucăți de sticlă, de cuarț cu Q, ca niște electrozi. Pacienții stau în jur de 2 ore în contact direct cu acest aparat. Terminațiile de sticlă, vedeți ce aparat complicat e cu terminații de sticlă, se aplică pe piele și în jurul capului și stau lipite de corp prin propriile lor energie. Pur și simplu devin magnetice, ce să mai. Mulți dintre beneficiarii, și aici este fraza care dă sens întregului articol, mulți dintre beneficiarii tratamentului au reușit să-și vadă în timpul ședințelor propria boală. Vă dați seama, să-ți vezi boală, zici, salut, bă, boală, bă, ce faci, bă, boală, ce bine te simți tu, boală, de care suferă la nivel microscopic, vedea boala, și chiar calea de vindecare, te întâlnești cu calea de vindecare, băi, calea de vindecare, ce mai faci, pe unde să iau, pe unde să mai merg? Unii dintre ei au avut viziuni profetice sau au călătorit în timp, a mai spus terapeuta. Vedeți, dumneavoastră, ziarul acesta este un ziar online. Am văzut că are o sumedenie de premii. E drept pentru aspectul grafic. Și din câte știu, cel puțin într-o vreme, în perioada de lansare, lucrau ziariști de primă mână ai țării la gazeta cu pricina. Acum, nu știu, se vinde și tipărite, se vinde și online. Am reușit să iau prima pagină în format PDF și scrie acolo că ar costa un leu, dar mărturisesc că n-am văzut-o pe la chioșcuri. Dacă n-aș fi știut jurnaliștii cu pricina, care apar pe la posturile de televiziune, au păreri în orice domeniu, cum se cade oricărui jurnalist din România să se priceapă la absolut orice. Oricum, din zei de-am fi coborători, de o părere, nu e așa, toți suntem datori. Trebuie să reținem, mai ales în cazul românilor. Bine, ea mai avea o metodă de tratament, n-am mai luat-o aici, ai probleme cu ochi? Atunci trebuie să mănânci ochi dragi, ochi cruzi dragi. Ai probleme cu ficatul? Atunci trebuie să mănânci ficat, stai, ce ficat? De purcel, da, de purcel, tot crud. Deci ai problema, mănânci curiditatea cu pricina. Chestii foarte adânci, chestii cât se poate de savante. Dragii mei prieteni, vedeți, pseudoștiința este o chestie bogată, o chestie foarte valoroasă. Așa cum v-am spus și săptămâna trecută, cum v-am propus, mai bine zis, trebuie să începem să îi aranjăm. Eu cred că și emisiunea aceea de la B1, în care nu am mai fost invitați
năzbâtioși, ci au fost invitați oameni care, într-adevăr, au preocupări serioase în acest domeniu, s-ar putea să fie și efectul reacțiilor voastre. Pentru că știu că o parte dintre dumneavoastră ați comentat pe respectiva pagină de Facebook a emisiunii. Trebuie să o facem. Nu-l mai lăsăm niciun articol din presa Republicii din aceasta cu năzbâtii, fără contraargumentele, cu pricina. Homeopatia, în așa, avem studii împotrivaie. Pentru bioenergoterapeuți avem noi multe dovezi că ne amăgește, ca să vă exprim așa, dar oricum, încep să divaghez și nu-mi place. Ați văzut, v-am adus demonstrația, apa trebuie de fapt amestecată în sensul acelor de ceasornic. Trebuie să încheie aici emisiunea. Dar vă dau întâlnire săptămâna viitoare în același loc și la aceeași oră al dumneavoastră, Cristian Român.